Opa, stai așa că ești... În camera în afunde. Cătălina, nu visa urât. Ce visezi pe tine? Atunci nu-i urât visul. Vezi că iubitul tău stă cu tine în brațe și se uită la mine. Ce faci, mă? Mă mângâie pe-n păr. Ești pervers. Ce gen de fete îmi plac? Brunete? Nebune, după ce te din ăsta... N-am dormit niciodată cu două femei în același pat. Mini, slim. Băi! Da, să-i băs și pe Cătălina. Păcate mari să fac aici ca să mereasă. Uite, mă mângâie cu asta pe mine. Ești fiartă. Problemă, iubitul meu. N-aș putea să am o relație cu Andreea. Nu suntem pe aceeași lungime de undă. Dar așa de nebunie și de asta... Te somn? Dormi? Altceva nu pot să fac, că să dorm. Căile tale, Doamne. Așa este, nu? Aseară, la testimonial, Narcisa l-a spus colegilor mei că pe tine te deranjează cel mai tare la Costi faptul că stă foarte mult cu celelalte fete și că le pupă pe toate. Materialul care a fost dat acum e de acum 2 sau 3 zile. Uh-huh. Sau de acum 2 zile. Uh-huh. Și am avut o discuție cu Costi și acum 2 zile și aseară și știe ce mă... Dar nu mă deranjează, că nu am niciun motiv să mă deranjeze. Adică, nu motiv, nu am niciun drept să mă deranjeze. Pur și simplu i-am spus. Da, ai spus că te deranjează. L-ai spus colegilor mei. Adică am înțeles greșit colegii dumneavoastră. De când îmi spui dumneavoastră? De ce nu vrei să-ți asumi ceea ce ai spus, Narcisa? Că tu de obicei asumi. Da, nu-mi place că se comportă cu toate fetele la fel. Dar nu e vorba doar despre mine, adică... Gata, am înțeles. Am înțeles, da, am înțeles. Adică... Ție îți place, eu traduc puțin și tu mă corectezi dacă greșesc. Okay. Ție îți place Costi, dar cumva în interior, în subconștientul tău, se creează o poveste. Adică Costi umblă și cu alte fete, exact. Îl vrei doar pentru tine, tu te-ai jucat și te superi pentru că se joacă și cu alte fete, dar eu observ că el totuși îți acordă destul de multă atenție, numai că tu nu ești deschisă. Dar nu e vorba de jucat. Trebuie să iau eu o decizie. Eu nu am niciun fel de sentiment și nu îmi doresc o relație. Și de aceea uneori ea îmi spune Costi, te rog, mai bine să stai la distanță de mine pentru că mă pot îndrăgosti sau, nu știu, pot să... Nu ți-am zis asta. Bine. I-ai dat de înțeles. I-am zis că ar fi mai bine să ne evităm pentru că e cel mai bine pentru mine. Și eu nu vreau să... Păi da, că te-ai putea îndrăgosti petrecând mai mult timp cu el. Da, și nu vreau asta. A, bun. Eu nu vreau să... Nu știu, să am o restricție, efectiv, să nu îi spun bună ziua sau să o bag în seamă sau să o glumesc. Bună sau... Pentru că suntem închiși aici, în casa mireasă și trebuie să... Da, voi sunteți tineri și vă exteriorizați. Da, dar mie mi se pare că... Poate să vă puneți bariere. Nu, dar mi se pare că el tratează toată chestia asta un pic la mișto, pentru că el știe că îmi place de el și că... Nu este. Pentru mine e ceva... A, deci e un lucru bun, scuze-mă, îmi place de el. Deci e ceva bun. Da, dar știi că început. Pentru mine chestia asta e eu 2 luni de zile sau 3 luni de când sunt aici, tot timpul m-am amuzat, am făcut ironii la adresa altora, tot timpul am făcut chestii. Pentru că nu am avut pe ce să mă concentrez. Și el știe foarte bine că subiectul ăsta pentru mine e foarte important, că de asta mi-am lăsat viața acasă, nu ca să vin aici să mi-iau la mișto sau să-mi iau viața la mișto. Exact. Și... Adică nu vrei să fii amăgită. Da, și nu vreau să... De ce să continui ceva care nu duce la niciun rezultat doar pentru că Costi vrea asta sau că Costi se... Ideea îi se pare că e ceva normal să fac chestia asta. Atunci hai să punem altfel problema. Costi, dacă tu nu vrei niciun fel de relație cu Narcisa, de ce totuși insiști să-ți petrești cel mai mult timp cu ea, să o cunoști, să vorbești cu ea, să o întrebi? Adică, și nu, de ce nu te duci către altă fată? Că mai sunt fete singure în casă. Pentru că cu ea mă înțeleg cel mai bine, adică... Da, dar în condițiile în care știi că mi-e place de tine și că asta ar putea să mă facă să-mi placă și mai mult și că m-ai răni, ar trebui să te facă să conștientizezi lucrul ăsta. Am discutat aseară, chiar am stat de vorbă 2-3 ori iarăși, să-i explic că totuși avem 28 de ani și să înțelegem oarecum ceea ce simțim unii pentru celălalt și să... Tu ce simți pentru Narcisa? Nu știu, mi-e dragă ca om. Deci ca om, ca și... Nu știu, îmi place că e glumeață, că
are simțul ironiei. E un prim pas. Inteligentă. Narcisa, nu crezi că totuși te grăbești în a lua niște decizii? Și tu la nu mă grăbesc, pentru că i-am explicat și lui. Prefer să-mi fie un pic rău, să stau să-l evit, pentru că și asta îmi face rău. Dar prefer să un rău mai mic decât să-l văd în prezența altor fete că se comportă la fel ca și cu mine și, sau să stau în prezența lui și să înceapă să-mi placă și mai mult. M-ar dorea mai mult decât mă doare acum o săptămână, două și o să-mi treacă. Și tu, Costi, ai spus că nu vrei nicio relație. De ce spui asta? Adică eu știu și conștientizez că e cumva presiunea emisiunii, că e important să formați un cuplu cu cineva. Dar, în același timp, nu trebuie, dacă tu astăzi stai de vorbă două ore cu Narcisa, în secunda a doua să zici, gata, noi formăm un cuplu, că nu se așteaptă nimeni. Asta e momentul în care se naște, am tot spus. Niciodată nu m-aș gândi la lucrul ăsta. Pur și simplu, nu simt acea atracție la modul să fie iubita mea. Și atunci nu înțeleg de ce... De asta mă rog. De ce nu pot să le evit? Adică de ce tot timpul insistă pe chestia asta? Că nu trebuie să le evit, că pe el îl deranjează. Poate nici, am avut discuția asta aseară. Poate că nici tu, Costin, că nu ești foarte sigur de sentimentele tale și că poate te aștepți să apară altceva. Dacă el te place, că a spus că îi place compania ta, că ești un om cu care poate vorbi, cu care se distrează. Adică despre asta este vorba până la urmă. Îmi place și pe Andreea și pe Cătălina și pe... Bine.